plictisit. Toată ziua trebuie să stau în acest pat. Nimeni nu se joacă cu mine. Hai, Mircea, pune. Mami! Matei! Mircea! Vini să ne jucăm împreună! Acuș, Melisa, venim! Of! Matei! Mami! Mircea! Finisăm jocul și venim la tine! Eu am piciorul în jeep și nu pot să urc pe scări. Dar ei nu vor să vină la mine. Hai, coborât jos! Să ne jucăm! Să primim televizorul! Mami, hai să ne ducem la Melisa, vezi că ne strigă. Încă un joc și venim! Așteaptă puțin! Dar ce-i vina noastră că are piciorul în gips? Lasă mai aștepte, că din cauza ei nici noi nu putem să ne jucăm. Ei foarte bine știu că eu nu mă pot ridica la etaj din cauza gipsului meu. Dar acuși mă prefac că m-am împiedicat și am căzut jos. Și imediat îmi voi pierde memoria. Iar după aceea vor sta toată ziua lângă mine. Haideți să vă arăt ce idee am. Nu are deloc răbdare. Dar ea toată ziua stă singură. Hai, lasă, nu mai spune. Ea stă singură, se odihnește, dar noi nu ne jucăm deloc. Mami! Mircea! Veniți să mâncăm bomboane! Ți-a spus că venim, mai rază puțin! Bine, o să veniți! Desigur că o să veniți! Gata, mami! Am finisat jocul, am câștigat! Acum să mergem la Melisa! Ce? Nu! Eu mai vreau o partidă! O să mai aștepte! Așa, hai, amestecați-le bine! Dar am nevoie de un zgomot mai puternic. Să vedem ce s-a întâmplat. Acum cumva să mă culc jos. Ei, nu e prea. S-a auzit un zgomot, să vedem ce s-a întâmplat. Mami, uite, Melisa este jos. Vezi ce s-a întâmplat din cauza ta? Ți-am spus să venim să stăm cu ea. Ce? Eu am spus să ne lăsăm în jocul și să venim cu ea. Melisa, ce? Ai, ne chema să mâncăm bomboane. Mircea, sună imediat la 112. Ce-ai pățit, Melisa? Ce cu tine, Melisa? Unde sunt eu? Cine ești tu? Cine e el? Cine e dânsul? S-a lovit la cap! Și-a pierdut memoria! Oare chiar așa să fie? Ce s-a întâmplat? De ce mă doare capul? Mircea, hai să o ridicăm, să o ajutăm să o ducem pe scaun. Hai, ușuriel. Ușuriel, așa zice. Așa. De ce am piciorul bandajat? Mircea, tu ce, nu ți-e minte? Ai căzut pe pârtie. Pe pârtie? Nu cred eu așa ceva. Cum să nu crezi, Melisa, pe Instagram, Melimi YouTube, contul tău, ai atâtea mesaje de încurajare, atâtea poze de la fanii tăi. Chiar și poze, video, pe pârtie. Da, într-adevăr, am repostat toate mesajele parvenite de la urmăritori. Ieri a pus chips și azi are și comoție. Hi, mommy!
prosopil rece, sper să-ți ajute. Hai că acum trebuie să-ți fie deja mai bine. Mircea, hai cu mine. Vino cu acea, Mircea. Ce să-i facem ca să amintească totul? Da, nu putem lăsa așa. Eu știu că în așa caz, oamenii trebuie să aibă emoții pozitive. Mircea, hai să încercăm. Poate dacă ne jucăm puțin cu ea, își revine. Planul a mers. Privește, Mircea, avem aici un ou, Hatch and Mouse. Privește, se joacă cu Matilde. Sper să-și revină. Hai să vedem. Melissa, ții minte această jucărie? Este jucăria mea. Mi-a dăruit-o Costel. Iar ție-ți plăcea să te joci cu ea foarte mult. Aceasta este a ta? Da. Ce cu tine? Este a ei. Mara i-a dăruit-o. Lasă că știu eu ce fac. Și ce face această jucărie? Tu știi mai bine, te jucai mereu cu ea. Se trezește. Da. Ea și te joacă cu ea. Îți amintești de ea? Nu, dar pare ceva interesant. Trebuie să mergi aici la burtă. Nu-și amintește. Dar este jucăria mea. Cum poate să zică că este jucăria ei? Deja nu este interesant. Până unde vor ajunge ei cu minciunile lor? Melissa, dar îți place acest urs? Voi, ce mare este! Știi, mi-am amintit, pe tine te cheamă Mircea. Mami, se amintește! Mami, Melissa a început să se amintească. Stai puțin, că și eu i-am pregătit ceva. Dar ei nu-i place ardei dulce. Întocmai, de aceea și l-am pregătit, s-o prindem. Dar eu știu că ciocolata ți ajută pentru memorie. Da, eu un pic mi-am amintit, ciocolata îmi place, nu ardeiul. Ți-am zis eu, vezi ce zice. A început să-și amintească. Cât de mult îmi place ursulețul meu. Dar tu știi că acesta este ursul meu? Ce cu tine? Dar îți dau să te joci cât dorești tu. Cât doresc eu, zici? Iată și elixirul memoriei, Melissa! Ține! Acesta îl voi consuma mai târziu. Totuși bănuielile mele încep să prindă contur. Despre ce vorbești tu atâta? Las că vezi tu. Da, e bună. Ține, Melissa. O să te ajute. Mulțumesc, Mircea. Dar pe tine nu-mi amintesc cum te cheamă. Zici că nu ți-amintești. Melissa, hai să ne îmbrăcăm să facem un sketch. Sketch? Ce e asta? Cum? Nu ți-amintești? Melissa, noi avem canal pe YouTube. Nu știu nimic. Stai că ți-arăt. Uite aici, noi am fost împreună la Roller Park și am făcut cu tine un sketch foarte amuzant. Și haina este a ta, vezi? Ceva cu greu mi-amintesc. O să ceasă să-l ține. Doamne, mereu să ține de moară. Bine, dar eu vreau să mă culc un pic. Unde este
camera mea. Păi aceasta nu este casa ta. Tu nu locuiești aici. Ce? Bine atunci, prezentați-mi în casa voastră. Hai să ți-o prezentăm. Privește, aici este sufrageria, bucătăria, acolo este baia. Livingul, unde am fost acum, un dormitor. Acum hai să urcăm la etaj. Și am ajuns la nivelul 2. Acolo este camera lui Mircea, aici avem o baie, iar aici este camera mea. Dar de ce îți scrie Melissa? Pentru că mi-e dragă foarte mult de tine și acest nume l-am lipit pe ușa mea. Intră, iată și camera. Aici eu dorm, acolo e dulapul meu, rafturile mele cu cărți, păpușile cu care mă joc. Dar poza mea ce caut aici? Aceasta este poza când eram eu mică. Bine, atunci arătați-mi unde locuiesc eu. Hai să mergem, îți arăt imediat. Hai să ne îmbrăcăm. Dar pentru ce să ne îmbrăcăm? Ce, trebuie să ieșim afară? De fapt e prea frumoasă. Să aleg eu altceva. Ha, aceasta. Ține geaca ta. Aceasta este a mea? Bine. Dar îmi este cam mare. Așa ți-ai ales-o tu când am procurat-o. Ce? Este a lui tati. Lasă că eu știu ce fac. Haideți să mergem să ne încălțăm. Să-mi iau și eu încălțămintea. Stai că acestea nu sunt cizmele tale. Păi care sunt ale mele? Chiar aici, uite căloșii aici. Eu mi-am cumpărat. Desigur, înainte de a începe toamna, nu ți-i minte? Haideți să ieșim. Acum am trecut în măsură. Iată și casa ta! Eu locuiesc aici? Exact! Intră! Uite ce spațios! Luminos! Călduț aici! Chiar și o pisică ai! Îți amintești? Nu mi-amintesc eu așa ceva! Întreabă și abonații! Așa e că această odaie este a Melisei. Scrie în comentarii. Ce spui tu acolo? Știu eu ce fac. Păi unde eu dorm? Unde iau masa? Ai răbdare, îți arătăm totul. Privește aici. Aici este bucătăria ta. Asta este bucătăria mea. Desigur. Arde de răbdare să văd și dormitorul. Hai că te conduc eu. Ușurel. Este chiar acolo. Eu văd că se întrec toate limitele. Iată și dormitorul tău. Patul tău personal. Aici este și baia de care îți spuneam. Iar aici ai un living spațios. Chiar și o cameră în stil rustic. Hai, mai vii voi. Da, interesant. Dar stai puțin.
Eu mi-am amintesc că aveam bicicletă, role. Da, are bicicletă performantă, dar o aveam eu. Da, da, aveai, acum ți le arăt. O să spun că aceasta e bicicleta ei. Aceasta este bicicleta mea. Ba nu, este a mea. Uite ce am o viata. Aceasta? Poate să mai întrebăm o dată abonații. Care este bicicleta mea? Aceea neagră sau aceea mov? Gata, până aici mi-e soldatul. Eu știu că aceasta este odaia mea. Nu mă mai mințiți pe mine. Și este casa unde eu locuiesc, dar nu în subsol. Și toate cele jucării sunt ale mele, oul și ursul. Mircea, și bicicleta aceea este la fel a mea. Ce-ai pățit, Melissa? Ți-a revenit memoria? Nici nu a pierdut-o de fapt. Da, am făcut-o intenționat, pentru că voi toată ziua mă lăsați singură. Bine că măcar urmăritorii sunt alături de mine. Hai, Melissa, nu te supăra pe noi. Cu toții am greșit astăzi. Trebuie să ne împăcăm. Niciodată nu te vom mai lăsa singurică. Îți promitem. Și eu vă promit că nu o să mai fac așa prank-uri de acest fel. Doar dacă abonații noștri nu vor cere. Și pentru că voi toți ați insistat să arătăm într-un vlog ce a pățit Melissa pe pârtie și ce a urmat după aceea la spital, vom continua cu un vlog separat cu toată pățania Melisei. De aceea nu uita să ne urmărești, inclusiv pe Melimi Vlog și Instagram. Contul nostru este Melimi YouTube. Hai, Melissa, să te ajutăm, ca să te odihnești puțin. Dar ne jucăm un pic creme. Desigur! Pa, pa! Pa!